Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale Iuri Feitcoviș din Cernăuți are o istorie frumoasă. A fost deschisă cu 145 de ani în urmă, odată cu inaugurarea Universității Cernăuțene. Pe parcursul anilor aici au activat și și-au făcut studiile mari personalități ale neamului românesc. Astăzi, Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității din Cernăuți este unica în Ucraina care pregătește profesori de limba și literatura română pentru școlile naționale din regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia. Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale Iuri Feitcoviș din Cernăuți are o vechime de 145 de ani, fiind deschisă odată cu înființarea Universității din Cernăuți. Titularii catedrei au fost savanți academicieni precum Iona lui Gheorghe Zbiera, Sextil Pușcaru, profesorul Leca Morariu, academicianul Grigore Bostan, lingvistul Gheorghe Jernovei, care au pregătit sute de specialiști în domeniul filologic, profesori de limba și literatura română, cadre didactice pentru Bucovina, pentru regiunea Cernăuți, dar și pentru regiunea Transcarpatică și pentru regiunea Odessa. Absolvenții Catedrei de Filologie Română sunt scriitorii de astăzi, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, din Moldova și din Ucraina, precum Ștefan Gostiu, Arcadie Suceveanu, Ilie Tudor Zegre, academicianul Vasile Tărățeanu. Noi ne bucurăm foarte mult de faptul că la catedra noastră s-au cultivat tinere talente și sperăm că în viitor la fel vor veni copii talentați, copii dornici de carte, copii care iubesc limba maternă și vor să promoveze limba română în acest spațiu bucovinean. Într-adevăr, astăzi noi avem mai puțini studenți. Dacă acum 20 de ani la Catedra de Filologie Română anual învățau câte 10-15 studenți, acum vin abia 7, chiar mai puțin câteodată. Sperăm că în viitor, totuși, absolvenții școlilor din Bucovina vor reveni la limba maternă și vor veni să studieze la această prestigioasă universitate, iar noi pentru aceasta facem tot posibilul. Noi avem acorduri de colaborare cu Universitatea din Suceava, avem acord de colaborare cu Universitatea din Iași și Universitatea din Sibiu. Studenții de astăzi participă activ la diferite concursuri de creație, conferințe studenții. De exemplu, studenții noștri au participat la atelierul de creație al colocviului internațional universitar Lucian Blaga, organizat de Universitatea din Sibiu și au luat premiul 2 pentru traducerea operei lui Lucian Blaga în limba ucraineană. Totodată, studenții noștri în fiecare an participă la edițiile colocviului Eminescu organizate de Memorialul Ipotești. Când nu era situația epidemiologică, studenții noștri beneficiau de școlile de vară organizate de Universitatea din Suceava, Universitatea din Craiova. Noi sperăm că vom reveni la aceste relații cu universitățile din România și vom promova limba română în regiunea Cernăuți. Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale Iuri Feitcoviș din Cernăuți a primit săptămâna aceasta din partea Camerei Notarilor Publici din București, prin intermediul Consulatului General al României la Cernăuți, tehnică computerizată pentru modernizarea acestei catedre, menită să contribuie la buna desfășurare a sistemului de învățământ, în special în această perioadă de pandemie, când majoritatea cursurilor la universitate se țin online. Camera Notarilor Publici București a adus, prin intermediul Consulatului General al României la Cernăuți, astăzi, la Catedra de Filologie Română și Clasică, aceste frumoase cadouri pentru desfășurarea activității profesionale. Eu mă bucur să aduc acest mesaj din partea doamnei președinte Laura Badiu, din partea colegilor comitetului director, care au răspuns cu entuziasm solicitării noastre de a sprijini Catedra de Filologie Română și Clasică. Aș dori să-i mulțumesc domnului Florian Chiriță, care a avut inițiativa de a veni către Cernăuți cu cărți, s-a gândit întotdeauna la comunitatea românească de aici, pentru că în trecut a venit în această regiune și a rămas frumos impresionat de universitate și de comunitatea românească din Cernăuți.
Eu le mulțumesc din suflet în numele Consulatului General al României, în numele Guvernului României, în numele Ministerului Afacerilor Externe, dar nu în ultimul rând, din partea Universității Iurii Fetcovici. Înainte de înmânarea donației, Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității Cernăuțene, Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, a avut o întâlnire oficială cu prorectorul Universității din Cernăuți, Vasili Baluh. Odată cu acordarea acestei donații, am avut o ședință de lucru și cu prorectorul Universității Iurii Fetcovici din Cernăuți. La Catedra de Filologie Română și Clasică din cadrul Universității Iurii Fetcovici. S-au discutat teme foarte importante. Consulatul General al României a venit cu toată deschiderea și susținerea acestei universități, a răspuns prezent la toate invitațiile și promovările către România ale universității. Domnul prorector a menționat că dorește pentru a susține diplomele duble și am încercat să găsim soluții comune pentru intensificarea unor soluții de a conștientiza elevii, absolvenții ai școlilor de limbă română din regiunea Cernăuți de a veni către catedră și de beneficiile care le oferă absolvirea acestor studii. Am mai discutat despre acordurile încheiate între universitățile din România și Universitatea Iurii Fetcovici. Sunt 21 de acorduri încheiate între universități. România se află pe locul 3 după Polonia și Germania la acorduri încheiate. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este pe locul 1 datorită distanței de Cernăuți. A făcut foarte multe lucruri importante și a dezvoltat foarte multe proiecte cu Universitatea din Cernăuți. Mulțumim pentru tot sprijinul acordat acestei universități în regiune. Conducerea Universității Cernăuțene a mulțumit statului român pentru ajutor și susținere, menționând că Universitatea din Cernăuți are legături foarte strânse cu mai multe centre universitare din România. Ми дуже раді зустрічі з генеральним консулом Румунії в Чернівцях, яка прийшла до університету із конкретними подарунками для кафедри румунських і класичних мов нашого університету. Suntem foarte bucuroși de întâlnirea de astăzi cu doamna consul general al României la Cernăuți, care a venit la universitate cu cadouri speciale pentru Catedra de Filologie Română și Clasică a universității noastre. În timpul discuțiilor am avut un schimb de opinii privind colaborarea în viitor între instituțiile de învățământ superior din Ucraina și România. Universitatea din Cernăuți are încheiate 21 de acorduri de colaborare cu toate acestea. Acordurile necesită o detaliere și o completare în cadrul activităților noastre. S-a discutat despre desfășurarea școlilor de vară, a conferințelor științifice și de cercetare, consacrate unor teme și studii realizate în comun, cursuri lingvistice, precum și facilitarea publicării unor articole ale cercetătorilor cernăuțeni în revistele de specialitate din România. Universitatea acordă o atenție aparte dezvoltării acestei catedre pentru realizarea programelor sale de studii. Consulul General al României la Cernăuți a promis să contribuie la desfășurarea unor activități de promovare a acestei catedre pentru a crește numărul studenților. Universitatea din Cernăuți are semnate 200 de contracte cu diverse instituții de învățământ superior din lume, dintre care 21 de contracte sunt încheiate cu instituții de învățământ superior din România. După numărul de contracte semnate, România se află pe locul 3, după Polonia și Germania. Cele mai strânse relații de colaborare le avem cu universitățile din Suceava, Iași, Oradea, Cluj-Napoca și multe alte instituții de învățământ cu care colaborăm foarte strâns. Este vorba de schimb de studenți, de cadre didactice, diverse stagieri, diplome duble, despre care de asemenea s-a vorbit astăzi în timpul întâlnirii cu Consulul General al României la Cernăuți. Pentru colaborarea noastră în viitor există o serie de subiecte care trebuie discutate, perfecționate și care vor fi în interesul ambelor părți.
Vreau să amintesc că această catedră de filologie română și clasică a Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți este unica catedră din Ucraina care pregătește profesori de limba și literatura română la nivel licență și la nivel master.